Salutare, dragi prieteni! Bine v-am găsit la o nouă serie de lecții video. În această serie noi vom vorbi despre principiile SOLID. Vom vedea ce înseamnă fiecare literă în parte și o să aplicăm aceste principii în practică. Deci, litera S. Litera S ar veni prescurtată de la Single Responsibility. Și din traducere, Single Responsibility ar veni ca responsabilitate unică. Acest principiu spune că o clasă sau o metodă trebuie să aibă o singură cauză, un singur motiv de a fi schimbat. Poate această definiție pare acum un pic complicată, dar dacă să o facem mai simplă, asta ar fi clasa sau metoda trebuie să fie responsabilă de un singur lucru. Chiar și în viața reală, da? Deci programatorul are lucrul său și nu e chiar bine când programatorul face și lucrul de contabil, și lucrul de manager, de programator, și de director și așa mai departe. Cam e complicat, corect. Multe responsabilități sunt aici și lucrul cam se încurcă, dar cum asta ar afecta codul nostru? Deci fără single responsibility, codul devine mai rigid și mai fragil. Aplicând principiul single responsibility, noi avem careva beneficii asupra codului nostru. În primul rând, codul devine mai puțin cuplat, deci decuplăm codul nostru. Ce înseamnă cod cuplat? Codul care depinde foarte mult, da, are multă dependență, este un cod cuplat. Când codul este decuplat, respectiv sunt mai puțini dependenți. Pe lângă aceasta, utilizând SRP sau principiul Single Responsibility, reducem complexitatea codului nostru. Avem diferite metode, clase care au logica separată, da? Nu încurcăm toată logica într-o singură clasă, într-o singură metodă. Crește citibilitatea codului, mentenanța lui și extinderea lui, devine mai ușor de extins codul, de-l citit și ca alți oameni să-l înțeleagă. Da? Pe lângă aceasta, se reduce numărul de erori, codul devine mai ușor testabil și cam asta ar fi, cred că, principiile de bază. O să vedem pe un exemplu real. Iată, aici am o funcție validate sort and print, da? Deci din clasa payment sorter. Am o instanță, aceste clase sorter, care primește ca parametru un array unidimensional de numere decimal, nu e altceva decât niște salarii, payments, și transmitem acest array în validate sort and print și dacă să ne uităm ce face această metodă, deci ea validează array-ul nostru, îl sortează și încă și-l afișează. Deci, deodată vedem chiar din denumere că aici se încalcă principiul SRP, deoarece metoda dat face trei lucruri odată. Ea și validează, și sortează, dar încă și afișează. Bine, haideți să luăm și să facem poate această metodă mai bună, să decuplăm funcționalitățile și o să vă întrebați, dar de ce? Uitați-vă, funcția e destul de mică, e bine așa, haideți să o lăsăm așa. Da, acum la momentul dat de timp e bine. Dar din practică metodele au tendința de a crește, o să crească mai mare, o să fie mai multe rânduri de cod. Deci nu e chiar bine, trebuie să fixăm acest lucru și să facem codul nostru mai bun. Bine, de ce se poate făcut aici? În primul rând, funcția aceasta de validare ar fi bine să o punem undeva aparte, da? Într-o metodă aparte. Deci haideți la început să ne clarificăm cu cazurile când single responsibility ar viola metodele, iar pe urmă când ar viola careva clasă. O să vedem cum se poate împărți o clasă pe mai multe subclase și așa mai departe. Deci, această validare ar fi bine să o punem undeva într-o metodă aparte. Am să creez o metodă care va returna un bool și se va numi isPaymentsArrayValid și va primi ca parametru payment-urile noastre. Decimal payments. Așa, și vom returna următorul lucru. Return payments.all. Verificăm dacă toate payment-urile sunt mai mari ca 0. Așa, spre spunem că payment-uri care sunt negative sau care 0 nu putem avea. Bine, asta am să șterg de aici. Așa, mai departe. Funcția aceasta mai are și afișare în sine, se poate discos afișarea afară. Haideți să facem o altă metodă. Am să fac o metodă public void print payments care o să primească un tablou decimal
payments. Așa, și această metodă o să facă doar sort. Sort payments. Așa, deci am separat metodele noastre și acum e mai bine, metodele sunt mai mici. Haideți să ne întoarcem în program, în main și o să vedem metoda aceasta noastră veche. În loc de ea o să folosim deci deja varianta nouă. Asta nu e cea mai bună variantă, cu ce o să vedem mai târziu, o să vă arăt un exemplu cu employee, acolo ar fi deja o practică mai bună. Așa, bine, deci dacă sorter.isPayments are valid, transmitem payment-urile, verificăm dacă payment-urile sunt valide, atunci ce o să facem? O să facem o sortare, sorter.sortPayments, așa, haideți să ne uităm ce face la noi sortPayments. Ar fi bine această metodă poate să returneze un array înapoi, deci array pe care noi l-am sortat chiar. Așa, o să returnăm payment-urile sortate deja. Așa, o să facem sort payments, payments și mai jos o să afișăm payment-urile noastre. Sorter.printPayments. Așa, este, pornim programul. Este, deci numerele s-au sortat și s-au afișat. Ok, deja este mai bine, însă nu e cea mai bună variantă, după cum am spus. Haideți să ne uităm cum se numește clasa noastră. Payment Sorter, corect? Și după denumire, ea ar trebui să sorteze payment-urile noastre și să răspundă de sortare. Dar noi ce metode mai avem aici? Avem metode încă și de validare și încă și de afișare. Deci ideal ar fi de scos aceste metode în afară, în alte clase. Spre exemplu, să fie Payments Validator, care ar valida payment-urile noastre și o să vă întrebați, după ce numai o metodă, pentru ce nouă ne trebuie să discos metoda asta într-o clasă aparte? Corect, la momentul dat de timp e o singură metodă. Și cineva se întreabă, câte metode trebuie să aibă o clasă? Și în una din prezentările sale, Bob Martin a spus că cât mai puțin posibil. Și într-adevăr, așa și este. Deci cât mai puține metode are o clasă, dintr-o parte e mai bine. Așa, deoarece noi decuplăm funcționalitățile, avem careva părți mai mici și ele sunt mai puțin cuplate. Deci această metodă ar fi bine discos undeva în afară, într-o clasă Payments Validator, da? Putem valida payment-ul nu doar după valoare, dar și după dată când s-a făcut, dacă a fost anulat payment-ul, dacă a fost făcut refund și așa mai departe. Deci sunt foarte multe cazuri, logica o să crească și o să avem nevoie de multe metode. Deci se vede deodată că o să trebuiască să avem o clasă aparte. Mai departe, print payments. Da, clientul a venit în prima zi, el vrea să vadă payment-urile la ecran în consolă, dar el vine peste o săptămână și el vrea payment-urile în PDF, în Excel, în Word, în HTML și o să trebuiască de făcut toate payment-urile astea, cumva toate metodele acestea de le pus aici, ceea ce nu e bine. Deci o să trebuiască de făcut o clasă separat, payments reporter, de exemplu, da, sau ceva de genul, payments printer, nu știu, payments displayer și discos toate aceste metode de transformare a payment-urilor în informații într-o oarecare clasă aparte, corect? Deci această metodă într-o clasă aparte, payments validator, asta în payments reporter și asta rămâne aici. Așa, și cineva din voi s-ar întreba, dar ce, chiar n-am dreptul să fac măcar un console write line acolo unde se face sort payments? Sau n-am dreptul să fac o validare mică? Nu, deci asta nu e exclus, însă metoda trebuie să facă lucrul său principal mai mult. Dacă metoda se numește sort, înseamnă că majoritatea codului de acolo trebuie să facă sort. El nu trebuie să facă logări, corect? Dacă el majoritatea codului din metoda voastră e logare, înseamnă că, totuși, metoda asta trebuie să numită log payments sau eu mai știu altfel, da? Deci mulți când învață SRP e deja prea tare încep a separa metodele, știți, și nu exclus ca o metodă să facă puțin de lucru și ceea ce nu ține de ea, dar un pic, nu chiar așa de mult, da? Deci totul trebuie să făcut în măsură. Bine, deci acest exemplu ar fi bine de sine stătător, să-l modificați, scoateți metodele în clasă aparte. Eu asta am să fac la fel, doar că pentru un alt exemplu, și anume cu exemplu employee, adică angajat. Iată și exemplul nostru cu employee și o să vedem ce aici nu este bine și ce se poate de îmbunătățit. Deci observăm că în main s-a creat un employee, s-a apelat funcția CalculatePay, employee report și save. Haideți să ne uităm la implementări.
Deci, employee are un ID, un salary, care sunt la noi private, așa, și ne uităm, avem un constructor care primește ID-ul salary, mai departe avem o metodă calculate pay, care, spre să spunem, că va calcula salariul sau payment-ul său. Mai departe, deci, avem metoda employee report, care va genera un raport despre employee sau va afișa datele la ecran, și funcția save, care va salva employee-ul nostru în bază de date. Ce nu este bine aici? Deci, deodată ne uităm la metodele noastre și haideți spre să spunem că sunt delegați 3 programatori la noi, la proiect. Un programator are grijă de contabilitate, deci de programul ce ține de contabilitate, altul are grijă de rapoarte și altul are grijă de bază de date și lucrul cu persistență. Deci, acum închipuiți-vă, toți lucrează la același fișier, toți modifică aceeași clasă, în clasa asta se adaugă foarte multe funcționalități, mâine de la contabilitate spun că mai trebuiesc niște metode de calculare, aici se mai adaugă 5 metode, pe urmă încă vreo 3 tipuri de rapoarte se adaugă metode de rapoarte, și tot așa, deci inginerul de bază de date pe urmă are nevoie de metodă de update, de metodă de delete, find și așa mai departe. Deci acest clas pur și simplu o să crească până la mii de rânduri, toată logica o să fie încurcată și nu o să fie bine. Deci codul, pe lângă faptul că o să devină rigid, el încă o să devină fragil. Deci rigid înseamnă că codul este greu de modificat, deci modificările, nu prea dorim să intrăm în această clasă să facem modificări. Și fragil înseamnă că codul devine foarte ușor de stricat, da? Deci stric foarte ușor. Ați modificat într-o parte și asta s-a afectat asupra la tot programul. Acum, dacă să ne gândim, cum noi putem separa aceste metode? Deci calculate pay. Asta ar fi ceva legat de contabilitate. Putem să facem un fel de clasă separată. Payment calculator, corect? Care deja o să primească ca parametri employee și o să vedem deja în baza lor cum se va calcula payment-ul. Employee report. Putem face employee report generator, un fel de clas care va genera rapoarte despre employee. Deci vom scoate această logică undeva separat. Metoda de save. Asta de obște, da? Nu trebuie să fie aici. Save, da? Ești salvează. Salvează-te dacă poți. Și această metodă ar trebui să fie într-un repozitoriu undeva într-o clasă care are grijă de lucru cu baza de date și cu persistența, deci nu e bine asta să fie aici. Chiar la primul meu serviciu, când eram, mi-aduc aminte, asta era în 2017, deci puneam metode de genul, erau în modele, ceea ce nu e chiar bine. Așa, deci cum noi putem face refactor la codul dat? Haideți să începem să facem asta împreună. Deci am să fac la început un payment calculator, am să adaug clasa payment calculator .cs. Așa. Și această clasă o să aibă metoda calculate pay. Am să o pun aici. Calculate pay și o să primim ca parametru un employee. Spre să spunem că aici o să fie careva logică complicată de calcularea paymentului. Așa. Mai departe. Ce mai putem separa de aici? Employee report. Am să fac o clasă separat care se va numi Employee Report Generator sau Employee Reporter. Așa. Și am să adaug aici metoda aceasta. Așa. O să primim ca parametru în employee. Și nouă ne-a rămas încă o metodă save. Deci această metodă ar fi bine să o punem într-un repozitoriu. De obicei despre repozitoriu îți vorbește așa mai la generic. Asta ar fi o clasă care are grijă de salvarea utilizatorilor noștri sau datelor noastre. Fie asta într-o bază de date, fie asta într-un fișier și așa mai departe. Așa, deci am să creez o clasă nouă pe care am să o numesc Employee Repository. .cs și am să duc metoda aceea în employee repository, metoda save. Așa, ca parametru o să avem un employee.
Este. Acum, uitați-vă, codul nostru a devenit mai decuplat. Clasele au devenit mai mici. Deci avem employee care e ca un fel de model. Mai departe avem payment calculator, care aici va fi toată logica de, legată de payment-uri, de achitări, de salarii. Employee reporter, care va genera rapoarte despre angajații noștri. Totul este mai frumos deja, este mai bine și deja în program, când ne vom folosi, o să trebuiască să creăm o instanță de payment calculator și o instanță de clasa employee reporter. Așa, payment calculator egal cu new payment calculator, așa. Mai departe, o să avem și employee repository, să nu uităm de el, employee repository, new employee repository. Și nu ne-a mai rămas încă clasa employee reporter. Așa. Și mai departe, deja totul devine mai logic. O să avem payment calculator, punct calculate pay și transmitem ca parametru employee. La fel cu employee reporter. Employee reporter, punct report, employee to console și o să transmitem employee. Și ne-a rămas să salvăm employee, angajatul, employee repository, punct save. Transmitem ca parametru un angajat. Este. Deci totul devine mai decuplat. Avem deja fiecare clasă s-a delegat responsabilitatea sa, avem responsabilitate unică pentru fiecare clasă, pentru fiecare obiect. Iată, noi așa am aplicat în practic principiul SRP. Va rămâne să aplicați în practic acest principiu pentru exemplu cu Payment Sorter. Va mai gândiți și la alte exemple. Deci, dacă să luăm, ne aducem aminte de definiție, single responsibility spune că o clasă sau o metodă trebuie să aibă o singură responsabilitate sau un singur motiv de a fi schimbat. S-a schimbat payment-ul? Da, înseamnă că se modifică payment calculator. S-a schimbat reporter-ul, adică s-a schimbat raportul. Da, atunci schimbă employee reporter. Noi nu schimbăm employee, noi schimbăm employee reporter. Da, noi nu schimbăm angajatul, noi am schimbat raportul, cum se face. Sau metoda de salvare, de extragere a utilizatorilor s-a schimbat? Da, s-a schimbat. Înseamnă că noi nu modificăm clasa de utilizatori. Da, modificăm clasa ce lucrează cu persistența utilizatorilor. În programare de deseori se întâlnește violarea acestui principiu. Haideți să ne aducem aminte de framework-uri mai vechi, precum Windows Forms pentru C#, unde logica de afișare este amestecată cu logica de business logic, da? Sau chiar și în același PHP, poate simplă versiune, vedem că în fișierul .php noi avem și HTML, dar avem și încurcat și logică de PHP, corect? Deci, după cum observați, un fișier sau un modul deja nu are grijă de un singur lucru, dar de mai multe. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sper că lecția a fost interesantă, clară și simplă. Ne revedem la următorul principiu și o să vorbim despre open-close.